pe parcursul evoluției pandemiei și dacă ea, că această criză se prelungește, tot mai multe sectoare de activitate și din agricultură, dar și din industria alimentară, vor înregistra probabil pierderi și atunci noi trebuie să fim pregătiți să oferim, să compensăm cât mai mult din aceste pierderi și căutăm și alte forme de sprijin pe lângă compensarea pierderilor datorate secetei. Pentru că noi pregătim niște fonduri de creditare și garantare pentru investiții, pentru capital de lucru. Am comunicat Bruxelles-ului și așteptăm răspunsul pentru a ni se aproba de către Parlamentul European de această dată cum să folosim cei 80 de milioane de euro care au rămas din măsuri care nu au fost accesate, pe care va trebui vom face în așa fel încât să-i oferim tot ca și despăgubiri sub formă forfetară, ca sumă forfetară, până la 5.000 pentru fermieri și până la 50.000 pentru procesatori. Așteptăm decizia Parlamentului European, care ni s-a promis că în 2 săptămâni va veni și vom ieși și cu acel produs, să zic așa, de sprijin. În paralel cu cei de la Ministerul Muncii și cu Ministerul Fondurilor Europene, pregătim o schemă de sprijin pentru cei care angajează zilieri sau personal sezonier.